Amânare la primul termen în dosarul finanțărilor ilegale de la FC Unirea. Magistrații de la Tribunalul Alba au stabilit un nou termen de judecată pentru 17 septembrie, după ce inculpații au solicitat timp pentru a-și angaja apărători. În urma finalizării rechizitorului în acest dosar au fost trimiși în judecată de către procurorii DNA Alba Iulia, președintele clubului Marian Sarme și vicepreședinții Mihai Bărda și Oliviu Feneșan, precum și fostul președinte executiv al clubului FC Unirea Nicolae Lupu și viceprimarul Paul Voicu. Cei cinci sunt acuzați de procurori de înșelăciune în privința banilor publici alocați în perioada 2005-2011 de Consiliul Local și Consiliul Județean Alba, echipei de fotbal FC Unirea. În total ar fi vorba de aproximativ 11 milioane de lei, 8 milioane de lei de la Consiliul Local și 3 milioane de lei de la Consiliul Județean. Consiliul Local Alba Iulia a decis să nu se constituie parte civilă în acest dosar. Procurorii DNA au finalizat cercetările în cauză la finalul lunii trecute și au dispus trimiterea în judecată a celor cinci la Tribunalul Alba. Primul termen de judecată ar fi trebuit să se desfășoare ieri. Magistrații tribunalului au admis însă cererile de amânare formulate de inculpați în care se solicită timp pentru angajare de apărători. Următorul termen a fost stabilit pentru data de 17 septembrie.